Dragi mei, bine v-am găsit la un nou video. Azi vorbim despre sucul de varză, beneficiile acestuia și în ce afecțiuni ar trebui să îl folosim. Rămâneți până la final pentru a afla toate informațiile. Cu toții știm că varza este un aliment extrem de bogat în vitamine și minerale, fiind foarte cunoscută pentru efectele sale benefice asupra sănătății. Cât despre sucul de varză, acesta este o adevărată mixtură de vitamine, la care se adaugă și câteva minerale, cum ar fi calciul, potasiul și fierul. Aceștia sunt responsabili pentru cele mai importante calități vindecătoare ale verzei. Un beneficiu foarte important al sucului de varză este acela că ajută la îmbunătățirea sănătății și aspectului pielii reduce semnele îmbătrânirii, cum ar fi ridurile și petele, oferind în același timp strălucire pielii. De asemenea, sulful din componența sucului de varză ajută în prevenirea căderii părului, întărește firul și ajută la regenerarea acestuia iar vitamina E conferă părului strălucire și suplețe. Sucul are totodată și un efect ușor laxativ, eficient în stimularea tranzitului intestinal, fapt ce previne sau tratează constipația. De asemenea, clorofila de calitate superioară prezentă în varză are un efect vindecător în cazul persoanelor anemice prin faptul că reface sângele. Specialiștii spun că sucul de varză ajută la eliminarea toxinelor din organism, iar prin acest proces de detoxifiere se obține o piele fermă și strălucitoare datorită mineralelor de frumusețe, între ghilimele, cum sunt numite sulful și siliciul, aflate în componența verzei. Foarte important pentru a ne proteja de dezvoltarea hiper- sau hipotiroidismului, consumul de suc de varză este o metodă foarte bună de prevenție. Sucul de varză este foarte indicat și în afecțiunile de la nivelul stomacului, cum ar fi ulcerul sau gastrita. În continuare, am să vă arăt cum obișnuiesc eu să pregătesc sucul de varză în casă. Pentru pregătirea unui pahar mare de suc, vom avea nevoie de. Aproximativ 250 de grame de varză. O vom tăia cu cuțitul în fâșii mai groase, nu trebuie să o tăiem foarte subțire, pentru că apoi o vom pune la blender și o vom pasa foarte bine. Tot aici vom folosi și jumătate de măr verde, foarte important ca mărul să fie verde, pentru că toate fructele și legumele de culoare verde ne oferă magneziu care este foarte important pentru sănătatea noastră și de asemenea folosim și jumătate de tijă de țelină și aceasta cu foarte multe beneficii pentru corpul nostru. Tăiem mărul și țelina în bucăți mai mici pentru a le putea pune apoi la blender. Punem o cană de apă în vasul de la blender, după care adăugăm și cele trei ingrediente, adică varza, mărul și țelina. Pornim blenderul și pasăm totul foarte bine. În mod normal, sucul obținut ar trebui să îl consumăm așa împreună cu fibra, dar sigur va fi foarte puternic și multora dintre noi nu ne va place gustul așa. Iar atunci există modalitatea a doua, îl strecurăm foarte bine pentru a obține doar lichidul și dăm deoparte fibra. În cazul în care doriți să îl consumați împreună cu fibra, ar trebui să mai adăugați încă puțină apă, și sucul obținut trebuie să îl împărțiți în două, nu se poate consuma o cantitate așa de mare datorită faptului că fibra este și ea foarte puternică și vă poate provoca anumite deranjamente intestinale. În cazul în care dorim să bem numai sucul, trecem compoziția obținută printr-o strecurătoare, apăsăm foarte bine pentru a scoate toată zeama și dăm deoparte fibra. Și cam așa arată la final sucul pe o parte și fibra pe cealaltă parte. În cazul în care suferiți de episoade de constipație, cel mai indicat ar fi să adăugați și puțină fibră din cea obținută în paharul cu suc. Puteți consuma sucul de varză dimineața pe stomacul gol, după care așteptați aproximativ jumătate de oră înainte de a lua micul dejun. În cazul în care vi se pare prea puternic dimineața pe stomacul gol, atunci puteți să îl consumați și între mese. Important este ca stomacul să fie gol pentru ca sucul de varză să își facă treaba, deoarece este foarte benefic pentru mucoasa intestinală, având proprietăți calmante. În afară de sucul de varză, putem să folosim și frunzele acesteia sub formă de cataplasmă pentru a ameliora durerile de la nivelul articulațiilor și vom face în felul următor. Luăm o frunză de varză pe care o rupem pe jumătate dacă este foarte mare, o așezăm pe masă și o zdrobim ușor cu ajutorul unui sucitor. Iar apoi o așezăm pe articulația care ne doare, pur și simplu înfășurăm cu frunza de varză. După care, pe deasupra, punem o bucată de pansament pentru a menține frunza lipită de articulație sau pur și simplu un prosop curat. Vom lăsa frunza să stea lipită la nivelul articulației timp de 3-4 ore pentru a-și face efectul acela calmant. Ca și contraindicații, este bine de știut că barza, chiar dacă este foarte accesibilă, nu trebuie consumată în exces deoarece poate provoca tulburări stomacale, balonare, greață, flatulență sau colici intestinale. De asemenea, consumul excesiv de suc de varză poate duce la diaree sau creșterea acidității sucului digestiv. Cu un singur pahar de suc de varză pe zi este suficient pentru ameliorarea afecțiunilor la nivelul stomacului, ne menține pielea sănătoasă, echilibrează flora intestinală, curăță și menține sănătatea colonului, ajutând semnificativ la tratarea colitei și a sindromului de colon iritabil. Dragii mei, sper să vă fie de folos toate aceste informații. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Sănătate și numai bine tuturor!